povestitorul Andersen. Grădinarul și familia. În această zi frumoasă și însorită, aș vrea să vă prezint un conac minunat, deținut de o familie nobilă. Un conac cu pajiști frumoase, flori, cu pomi fructiferi. O grădină îngrijită de un grădinar priceput pe nume Larsen. Ce mai fac trandafirii mei? Ah, văd că sunt bine toți. Bine. Ah, îmi arăți cât de coapte îți sunt perele? Știu că stăpânului îi plac copacii ăștia bătrâni, dar vom renunța la ei. Larsen! Hei, Larsen! Oprește-te! Oprește-te imediat! Mulțumesc! Fii atent! Credeam că ți-am spus în mod expres să lași copacii ăștia în pace! S-au uscat, domnule! Dacă nu-i dobor eu, o va face furtuna din noiembrie. Poate vor cădea pe casă sau mai rău, poate vor răni pe cineva. Dar nu poți să tai copacii stră-stră bunicului meu, Larsen. Sunt tradiționali. Sunt aici de mai mult de 100 de ani. Și ciorile astea la fel, domnule. Respectuos, Carl. Dacă vrei să râzi de tatăl tău, te rog să nu arăți cu degetul. Iar încearcă Larsen să tăie copacii familiei. În fiecare an e la fel. Ne întoarcem din oraș, iar el își dă aere de parcă ar fi stăpânul. Deja ai destul teren pentru legumele tale mucegăite, Larsen. Dacă nu ești mulțumit, ne vom angaja alt grădinar, e clar? Nici nu știu de ce îl mai plătim pe grădinar. Perele astea nu sunt ca cele pe care le-am gustat la Olsen. Cheamă-l pe Larsen! Poate perele Olsenilor erau puțin mai dulci, dar ce-ar putea face Larsen? Poate cultiva fructe mai bune, soțul meu. Dacă m-ai iubi cât de cât, l-ai pune să facă asta. Larsen, ieri când am luat cina cu familia Olsen, am mâncat un fel splendid de mere și pere. Deci ai putea afla de unde le are grădinarul lor? Și adu niște blăstari pentru grădina noastră. Da, da, desigur, doamnă, dar cred că veți găsi... Cum să nu, familia Olsen cumpără mere și pere de aici? Toate fructele astea minunate sunt un surplus din propria ta grădină. Ce prăpăstii! Dovedește, Larsen! Vreau o asigurare scrisă. Ce prăpăstii!
grădina lui Larsen a dat roade minunate în vara aceea. Stăpâna le-a trimis coșuri tuturor prietenelor ei din mica nobilime locală și celor pe care vroia să îi impresioneze, inclusiv prințesei. Oh, ha, 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 minunat, maiestate! Mulțumesc, mulțumesc mult! Vă rog să savurăm desertul cu toții! Ei bine, acest lucru nu a rămas secret pentru multă vreme. Nu ai aflat că pepenii noștri se mănâncă la fulpe? Da, da, toți mănâncă din pepenii din grădina. Da, de două ori, nu, de trei ori pe zi. Acum munca lui Larsen era recunoscută. Numele familiei era pe buzele tuturor ca o marcă de calitate pentru fructele delicioase. Ceva pentru prințesă, dacă doriți. M-am gândit că ar fi pe gustul ei. Ai gusturi bune, Larsen, mulțumesc. Nu, nu, dragul meu, nu-l face să se umple în pene. Hai, hai, pleacă, pleacă. Te uite ce floare frumoasă! E atât de albastră! Grădinarul vostru a cultivat-o, nu? Oh, nu, nu, nu! Este tocmai celebra floare de lotus din India! Serios? Minunat! Oh, iar să nu e unde e! Nu o vom găsi niciodată! Domnule, vă pot ajuta? Larsen, eu, noi de fapt ne întrebam. Ei bine, putem vedea floarea de lotus? Floarea de lotus? Da, știi, floarea mare și albastră pe care am trimis-o la castel. Vreau și eu una. Mă tem că nu o veți găsi aici, domnule. Ce ai spus? Este floarea plantei de mazăre. O legumă? Cum ai putut trimite o astfel de floare la castel? Iar eu, adică noi, o să părem ridicoli. Poate prințesa a aflat deja? Nu spune asta! Unde e? Aici! O, Dumnezeule! Sărmana mea floare! Trebuie să ne cerem iertare. Da, vă rugăm să acceptați umilele noastre scuze. Ei bine, nu contează, evident a fost un accident. Dar cum s-a întâmplat? Mă tem că soția mea, adică noi, am comis o greșeală. Floarea pe care v-am dat-o nu era din India. Da, da, se pare că era o plantă comună de grădină, de mazăre. Dar nu vă îngrijorați, maestate, grădinarul a fost aspru dojenit. Te referi la grădinar? O, nu! Nu trebuia să faceți asta! Știți, am bănuit de la început că nu putea fi din India, dar nu mi-am dat seama că e o floare de mazăre. Larsen ne-a deschis ochii asupra unei flori minunate și ne-a arătat frumusețea unde nu am fi crezut că există. Chiar sub nasul nostru. Mă uit acum la ea, e chiar frumoasă. Vă rog să-i spuneți lui Larsen să-mi trimită una în fiecare zi. Desigur, maestate, suntem onorați înălțimea voastră. O floare albastră de mazăre pentru prințesă în fiecare zi? Bine, sunt sigur că ne vom descurca. Mulțumesc mult, dragul meu Larsen. Apropo, prințesa mi-a spus să-ți mulțumesc. Te consideră un grădinar bun. Și eu la fel. Bravo! Oh!
dreptate, Larsen. Copacii ăia bătrâni ne-au stricat dormitorul. Trebuia să te fi ascultat de mult. Larsen! Asta e! Puteam să ne prăpădim din cauza ta. Știai că se poate întâmpla o nenorocire și totuși nu ai făcut absolut nimic! Stai, draga mea! Larsen a spus că bătrânii copaci pot fi periculoși, dar eu tot nu l-am lăsat să îi taie, deci dacă e vina cuiva, poate fi numai a mea. Stai că vezi tu, soțule! Nu-ți face griji, se calmează ea. De fapt, Larsen, aici tu ești grădinarul. Și așa a trecut totul. Conacul a devenit cunoscut peste tot. Iar grădinile lui Larsen au prosperat timp de multe generații. Supă de salam cu cuie de lemn. Aici, în Danemarca, avem un proverb. A face supă de salam cu cuie de lemn. Cuiul de lemn e ăsta, bețișorul care rămâne la capăt. Dar oare ce înseamnă acest proverb? Ei bine, pe cine să întrebăm dacă nu pe șoricei? Căci ei se înfruptă din resturile noastre. Din întâmplare, de seară va avea loc banchetul lor anual. Ia să vedem, domnișoară șoricel. Pâine mucegăită, coș de slănină râncedă și lapte de vacă acru de 3 săptămâni? Încă un festin? Excelent! Și un imens capăt de salam cu un cui de lemn? De unde ai făcut rost de el, spune-mi? De la un vechi prieten povestitor înălțimea voastră. Sper că nu unul apropiat, pentru că după festinul de diseară vreau să mă însor cu tine. Adică dacă ai fi prințesă. Apropo, dragul meu, ar cam fi timpul să alegi din aceste 3 prințese drăguțe. De fapt, de asta le-am invitat aici. Uite, nu am putea vorbi despre altceva, mamă. Regret, dragul meu, trebuie să alegi anul acesta sau renunți la tron. Cunoști regulamentul șoricesc. Foarte bine. Respectabile rozătoare și venerabili rozători, am decis să-mi aleg viitoarea regină prin organizarea unui concurs. Știți cu toții proverbul să faci supă de salam cu cuie de lemn. Ei bine, cine va merge și îmi va aduce rețeta pentru această supă faimoasă, va fi mireasa mea. Și, conform anticelor noastre legi, toate concursurile regale sunt deschise tuturor, fie că sunt șoareci nobili de casă sau de câmp, corect, prințesă? Da, sire, asta e legea, dar... Foarte bine, atunci declar deschis acest concurs! Ei, domnișoarelor, cine e prima? Eu sunt. Pa! Astfel, prima prințesă se îndreptă spre nord în căutarea rețetei cerute de regele șoarecilor. Băi, caut o rețetă, căci vreau să fac o supă de salam cu cuie de lemn. Supă spui? Cu un cui de lemn ca ăsta spui? Fii rar, n-am mai auzit așa ceva, în niciun caz prin părțile astea. Bună să-ți fie luna, domnișoare șoricel!
Măi să fie, exact obiectul ăsta îl căutăm. Poți să ni-l dai? Cuiul meu de lemn? Îmi trebuie pentru misiunea mea specială, dar vi-l împrumut dacă vreți. Deci așa se face roua. Domnișoară Joricel, ai fost bună cu noi, așa că ne stă în putere să-ți îndeplinim o dorință. Vreau doar să știu secretul preparării supei de salam cu cuie de lemn. Dar tocmai ți-am arătat. Am scos cuiul de lemn din capătul salamului și l-am folosit ca să facem ceva minunat. Asta înseamnă a face supă de salam cu cuie de lemn. Dar speram să-mi dați rețeta, supa în sine. Știi, trebuie să plec. Dar ca să nu pleci acasă chiar cu mâna goală... Adio, domnișoară Șoricel, adio! Trecură zilele și prima prințesă Șoricel se întoarce la curtea regelui șoarecilor. Din păcate, nu am găsit o astfel de rețetă, maiestate. Nu știu să fac supa de salam cu cuie de lemn, dar uite ce știu să fac! Violete? Sunt alergic la violete! Următoarea! Fără a ști de unde să înceapă, a doua prințesă făcu un lucru inteligent și merse să o întrebe pe înțeleapta ei bunică. Supă de salam din cuie de lemn? Fă-te poetă, draga mea, căci poeții pregătesc teme de gândire din firimiturile ideilor. Ascultă-mă pe mine! Poetă? Adică cum, bunico? Înțelepciune, imaginație și simțire. Du-te în lume și găsește-le, draga mea, și vei fi pe drumul cel bun. Atunci, poetă mă fac! Du-te la furnică, ia aminte la spusele ei și fii înțeleaptă. Ai venit unde trebuie, prințesă Șoricel, căci noi furnicile suntem cele mai înțelepte și cele mai bine organizate creaturi. Îl vezi pe aiuritul ăla? Nu vrea să-l ajute nimeni, căci furnicile se gândesc la două lucruri, la ele și la cum să facă ce le spun eu. Așa? La cine trebuie să merg dacă vreau să devin înțeleaptă? Păi la mine, desigur, căci eu sunt izvorul de înțelepciune de aici. Înțeleg. Păi, mulțumesc frumos! Înțelepciunea are gust de pui! După ce a devenit mai înțeleaptă, prințesa merse la nimfa pădurii în căutarea imaginației. Smuls tocmai din aripa prietenei mele imaginare, imaginația însăși, condeiul unui poet. Sper că nu te superi! În cele din urmă, pentru a găsi literalmente simțirea, ea se întoarse la bibliotecă și devoră toate romanele sentimentale. Primele capitole au fost minunate, dar sfârșitul i-ar mai trebui puțină sare. În final, se întoarse la curtea regelui șoarecilor. Și așa, maiestatea voastră, secretul preparării supei de salam cu cuie de lemn sunt eu! Căci acum sunt o poetă deosebită și pot coace povești și cântece frumoase astfel.
Următoarea. Astfel, a treia prințesă merse în cealaltă parte a orașului. Ei, copii, nu vă e foame? V-am hrănit mai devreme, așa că nu mai faceți atâta supă de salam cu cuie de lemn. Supă de salam cu cuie de lemn? Așa că urcă să afle mai multe. Hei, a spus cineva supă de salam cu cuie de lemn? Păi, bună ziua! Sunt Bufnița. Eu și copiii mei mâncăm cârtițe, hârcioci, rozătoare și șoareci. Mai să fie ce coincidență! Eu sunt o specie foarte rară de șoareci ce mănâncă Bufnițe. Nu înghit asta nicio clipă, domnișoară Șoricel. Dar îți admir curajul. Vino să-mi cunoști copiii. Intră! Șoricelul ajută Bufnița să-și pregătească odorurile pentru viața din lumea mare. Măgâdile! Nu, 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 copii! Mai întâi săriți, apoi ciuguliți! În schimb, Bufnița îi spuse prințesei tot ce voia să știe despre prepararea supei de salam cu cuie de lemn. La curtea șoricească, a treia prințesă îi spuse regelui tot ce învățase. Și, maestatea voastră, adevărul e că nu există nicio rețetă. E doar un proverb care înseamnă totul și nimic în funcție de cum îl folosești. Dragul meu, înseamnă că tot acest concurs a fost o supă de salam din cuie de lemn. Deci, trebuie să-ți alegi mireasa acum sau să renunți la tron. Prea bine, mamă. Păi, cred că aș putea ruga pe cineva să-mi întocmească actele. Așteptați, maestatea voastră. Credeți-mă, se înșală. Există o rețetă vestită, iar eu o cunosc. Serios, șoricel de bucătărie? Arată-ne numai decât! De fapt, sunt numai trei ingrediente, maestate. Primul, bineînțeles, e apa fiartă. Al doilea, desigur, e cuiul de lemn. Și al treilea? Ei bine, copilă, spune-l! Codiță de șoarece regal, doamnă! Îți baci codița în apa clocotindă, o învârți circa o oră și va ieși cea mai delicioasă supă a neamului șoricesc. Ești sigură că trebuie să fie codiță de șoarece regal? O, da, înălțimea voastră. E bună a domniei tale sau a reginei mamă? Ei bine, eu nu sunt gata să o cred pe cuvânt, dar tu, mamă... Da, păi, voiam să aflăm doar care e rețeta, nu-i așa? Nu trebuie să o gustăm neapărat. Exact la asta mă gândeam, mamă. Asta înseamnă că domnișoara Șoricel a câștigat concursul. Ei bine, isteață, domnișoară, vrei să fii regina mea? Bucuroasă, maiestatea voastră! Și regele se căsători cu domnișoara Șoricel. Încă și azi șoriceii din toată lumea se mai ceartă asupra gustului acestei supe de salam cu cuie de lemn. Gust care e el însuși o supă de salam cu cuie de lemn, nu credeți? Au dublat în limba română actorii Petre Ghimbășan, Ileana Iurciuc, Richard Valint, Daniel Vulcu, Anca Sigmirean, Mara Opriș, Linda Gheorghi, Sebastian Lupu, Iona Brudan. Traducerea și adaptarea Dan Negruț. Regia
Ileana Iorciuc și Mirela Corbeanu. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.